Continuăm și cu alte subiecte. Putem distinge dintre cine este patriot cu fapta și cine este patriot cu vorba, este mesajul transmis de Nicolae Ciucă. Liderul PNL a ținut un discurs cu ocazia aniversării 100 de ani de la începerea construcției mausoleului eroilor de la Mărășești. Haideți să vedem acest moment. Mausoleul de la Mărășești, care a dăinuit 100 de ani și va dăinui sute de ani de acum înainte, stă mărturie că jertfa pentru țară dă viață eternă eroilor neamului. De fiecare dată când vrem să înțelegem patriotismul adevărat și să separăm adevărații patrioți de falși patrioți, trebuie să ne gândim la sacrificiul eroilor care dau viață acestui monument istoric. Vom ști imediat și vom putea distinge între cine este patriot cu fapta și cine este patriot cu vorba.